Ianuarie 2012, demisia mincinosului Băsescu. Spune că noi venim aici și nu ne vendicăm pacăta sau pacăta. Demisia guvernului. Deci tot ce spune aici. Demisia guvernului. Haideți să ne spuneți câteva cuvinte. Păi să spun, hai să vedem dacă văd. Deci vreau să vă spun așa. Poporul cere, ianuarie 2012, demisia mincinosului Băsescu, demisia guvernului Marionetă Boc, dizolvarea parlamentului corupt, organizarea de alegeri anticipate, guvern de tehnocrație, deci experți în domeniu ca să înțeleagă lumea, alegeri locale separate în iunie sau iulie 2012, alegeri parlamentare în noiembrie 2012, renunțarea la greaua austeritate impusă și a scăzut drastic nivelul de trai. Relansarea economiei românești prin investiții în agricultură, în industrie, în, aici nu mai văd, infrastructură, revigorarea învățământului prin măsuri, prin școli profesionale. Cine mai are parul Pantovici? Cine mai are Trighigiu, cum a zis ăla de acolo? A dispărut școală de meserie. Deci licee de specialitate, facultăți, am zis măsuri energice în sănătate, o nouă lege a sănătății. Așa, pentru a asigura tuturor românilor acces la sănătate. Dorim o Românie demnă și mai departe nu văd, independență suverană, așa, relansarea României prin politică externe economice. Noi nu avem contract, nu avem, cine-i papițoiul ăla de Baconschi, ne face evident, un nenorocit de om. Mai departe, România trebuie să aibă un trai, românii trebuie să aibă un trai decent. Urmarea unor salarii decente și pensii decente. Românii cer o oprire a exodului muncitorilor, medicilor, tineri din aceste țară. Chiar ce mai așa. Vrem să trăim bine în țara noastră. Vrem să fim egali în dreptul cu UE și NATO. Toate acestea să fie realizate după debarcarea regimului corupt, mincinos, diform al lui Băsescu. Dar mai am și aici ce a realizat Băsescu. A realizat Băsescu haos, ne ferim de ăștia? Sărăcie. Obținând mandatul prin minciună, fraudă, impostură, satanistul Băsescu a vândut țara ungurilor. Forțelor oculte și au distrus ce a mai rămas de România. Ce scrie aici? Nu am înțeles aici. Ce scrie aici, domnul? Ia zis. Vă citesc eu, deci. Da. Nu că ce mai. Ia, bă, țin numai un pic, să-mi pun ochelari, că nu știu scuze. Pentru voturi, Băsescu s-a umilit UDMR, lui Leaz Blătăte și lui Victor Orban. Regionalizarea României, așa? Președinte european, asiatic, african, american. Îndeamnă populația la exod și nu, cine nu asigură fericirea poporului, propriul popor nu mai poate exercita funcția de președinte. Pentru voturi Băsescu s-a umilit la UDMR, lui Lazlo Tocheș, lui Victor Orban. Regionalizarea României, așa cum a preconizat Băsescu și UDMR, este de fapt prin județele Covasna, Brașov, Harghita, Mureș, Cluj, Satul Mare, Bihor, dictatul de la Viena din 1940. Tinerii de România nu au un orizont, pentru că nu sunt locuri de muncă, nu au meserii, nu-și pot întemeia familii, nu pot să-și cumpere locuințe, impact. Scade populația României riscând dispariția ca neam. Profesori sunt bajocoriți prin salarii mici, medicii sunt goniți din țară, bătrâni sunt omeliți prin tăierea pensiilor, dar și pensii mici. Poliția, armata a fost umilită prin tăierea cu 25% a salariului. Suveranitatea României este pierdută prin pierderea bogăților solului, subsolului, pierderea de teren agricol, pierderea băncilor date străinilor, pierderea suveranității prin amplasarea bazelor NATO, distrugerea capacităților de produse sursă de PIB și străinarea lor ca apoi să fie distruse. Tot ce scoate pe gură Băsescu sunt numai minciuni, pentru că sunteți capabili să conduceți țara. Plecați, Baconschi, Pinalții și toți parlamentarii, PDL, UDMR, UNPR, dacă populația României sunt vieni, țărani, idioți, leșinați, anarhiști, plecați vierimilor fruturi. Da.
acolo. El, faceți-vă fluturi. Aceasta am vrut să-i exprim. Am mai făcut mai multe bani care le-am mai dat și la alții. Deci ceea ce am spus este o realitate crudă în care România se zbate. Pentru că, repet, așa, românii nu mai au acces la nimic. Legea au distrus spitalele. Legea care a preconizat-o este tot distrugerea spitalelor și neacces. Ceea ce am auzit de la televiziune și am văzut că urmăresc televiziunile este că, dacă Doamne ferește, nu, o femeie are un copil sau o familie și nu are niciun membru, nu are serviciu, acel copil fiind bolnav este terminat. Deci e multe de spus, e dureros și vreau să vă mai spun și încă o chestie care este. Eu văd la televizor, mă uit și pe Discovery și am văzut două episoade cu accesiunea lui Hitler. Și ce spune cineva ăla care e președintele, un strablu ăla care e cum spune, zice, domne, austeritatea severă impusă reciproc în Europa este sinucidere curată. Iar această țară, dacă suntem în complexul ăsta numit Europa și nu avem drepturi, noi plătim, noi dăm bani, noi nu avem, n-are ce să ia bani de acolo, în schimb, Băsescu ăsta, România, când PDL-ul a pierdut puterea, adică așa, de la 1 miliard de datorie am ajuns la peste 90 de miliarde. Datorie publică și datoria privaților. Cine le va plăti? Generații și generații nu știu dacă le va plăti. Iar noi dacă urmăm și mai avem pe acest anticrist al României la conducere, ne distruge total. Și de-aia vreau să spun, pe această cale, fac un apel la populația Bucureștiului. Că dacă populația Bucureștiului în 1989 nu ieșea 100 de oameni la acel meeting, nu se întâmpla nimic. Ieșiți, fraților, afară, cu pensiile ni se taie în 2013, se preconizează pe terapeutile. Din surse. Mulțumesc.